Lingura este un sat de oameni harnici. Astăzi ne ducem în vizită la familia Balan pentru a-l felicita pe domnul Dumitru cu aniversarea 55 de ani de la naștere. E ziua ta și azi în dar venim să-ți oferim iubire. E ziua ta, ne-ți dorim să ai a vieții fericire. Să fii mereu precum te știm, puternic, nu ai dăruire. Om gelos, un suflet plin, ești al meu și al meu. Bună seara! Hristos a înviat și bine v-am găsit! Știu că am în față oameni gospodari, mărinimoși și buni la inimă, așa că îmi face o deosebită plăcere să mă aflu aici. Pe cât de neașteptată este prezența mea de astăzi, cât de clară este. Stăpânul acestei case, și anume domnul Dumitru, este sărbătorit. Așa că cei dragi, nu au putut să-l lase în această zi frumoasă, nesurprins de echipa noastră. Domnule Dumitru, lăsați-vă rog cobul și alăturați-vă. Un pic mai târziu reveniți, să iert. Domnule Dumitru, v-am felicitat nepoții, soția și iată a ajuns și rândul dumneavoastră. În primul și în primul rând, vă dorim ca în această zi să vă odihniți în tot sensul cuvântului, pentru că munciți zilnic, sunteți ocupat. Vă dorim ca sănătatea să nu vă dezamăgească niciodată, optimismul să meargă mână în mână cu dumneavoastră, iar inima să vă radieze de bucurie. Iar pentru a radia într-adevăr de bucurie, v-am pregătit ceva dulce, căci se spune că dulcele oferă o stare de satisfacție. Pentru domnul Dumitru, în aplauzele oaspeților! Pentru domnul Dumitru, în aplauzele oaspeților, avem un tort personalizat cu vârsta proaspăt împlinită astăzi, 55. Vă rog frumos, zâmbiți că stați pe gânduri și mă face și pe mine trist. Vă rog frumos, poftim, tortul abia așteaptă să fie servit cu oaspeții. E trist că se duc anii, dar rămân amintirile și rămân cele frumoase. Sunt sigur că aveți o mulțime. Noi vă dorim ca alături să aveți doar oameni dragi, să vă creați amintiri, să petreceți timpul liber și frumos. Iar fiecare moment al vieții să fie savurat de dumneavoastră. Vă rog să savurați această zi din plin, ciocnind alături de oaspeți un pahar de coniac. Poftim! Eu vă doresc ca bunul Dumnezeu în acest an să vă binecuvânteze. Să vă dorească alături doar oameni frumoși la chip, la suflet, buni, străduitori și ajutători la nevoie. De un astfel de om deja aveți parte, este vorba de soția dumneavoastră care vă stă alături. Pe ea o poftim alături de noi și o surprindem cu această floare de cameră. Ea vă aparține. Vă felicităm și pe dumneavoastră cu așa un soț bun. Câți ani aveți de când sunteți împreună? Aproximativ. 31. Noi vă felicităm cu atâția ani de căsnicie. Ați dat dovadă de tărie de caracter, de dragoste și sperăm ca să urmeze încă 31 de ani. Domnule Dumitru, pașaportul dumneavoastră spune că aveți 55 de ani, chipul 40, iar ochii îmi șoptesc că aveți 18 ani. Măcar 25, bine, 25 de ani. Noi vă dorim ca, indiferent de anii pe care nu i-ați avea, să vă simțiți tânăr, împlinit și plin de vise. La mulți ani, sănătoși și frumoși. Aplauze! Următorul cadou pe lista noastră este un portret. Vă rog frumos să-l despachetați chiar acum. Un băiat.
de aplauze. Dumneavoastră sunteți. În această fotografie puteți observa că doamna Ecaterina ține în mână un certificat, cea mai bună mamă și soră. Noi, pentru dumneavoastră, în această zi importantă, avem alt certificat. Nu puteți rămâne fără. În semn de recunoaștere pentru toată munca depusă, pentru dăruire, dragoste și perseverență, se acordă titlul de cel mai bun bunic și tată din lume. Vă rog frumos aplauze. Aplauze pentru domnul Dumitru Balan, cu dragoste a dumneavoastră familie. Poftim, el va aparține. În această zi, cei care au dorit să vă surprindă, să vă dorească amintiri frumoase, emoții de neuitat, sunt membrii familiei dumneavoastră și este vorba de copii, de cumnatele Maria, Galina și de nepoțelul dumneavoastră Alex. Aplauze! După atâtea cuvinte frumoase și daruri, din partea dumneavoastră așteptăm un mesaj de mulțumire chiar pentru cei ce au stat în spatele acestui gest. Mulțumesc copiilor! Am început eu că-i cu mătră Galina, Marcica, Rosiel, mulțumesc și tot, salut! Mulțumesc, băieți! V-ați așteptat la așa gest din partea lor? Ați vorbit cu ei astăzi, n-ați vorbit, v-au dat vreun indiciu? Nu, am vorbit numai și cu Mihai, vine de la lucru, Marcica vrea acum înainte. Nimic. Urmează să vă sune sau dumneavoastră să-i apelați, să le mulțumiți, le spuneți mai multe decât ne-a spus nouă. Deci tare încă o dată, sărbătoare frumoasă în continuare! Trăiască! Cine-nvintea să trăiască la mulți ani, trăiască! Limine cu zi astăzi la mulți ani, trăiască! Dar cine să trăiască? Dar cine să trăiască? Domnul Domnului să trăiască la mulți ani, trăiască! Musafirii să se naște la mulți ani, trăiască! Oamenii pe care îi iubiți să simtă cu adevărat acea trăire intensă, emoția.